Această strategie recunoaște că, ne place sau nu, suntem angajați într-o nouă eră a competiției. Acceptăm că în toată lumea au loc competiții militare, economice și politice. Ne confruntăm cu regimuri nesigure care amenință Statele Unite și pe aliații noștri. Ne confruntăm cu organizații teroriste, cu rețele criminale transnaționale și cu alții care răspândesc violență și rău pe întregul glob. Ne confruntăm de asemenea cu puteri rivale, Rusia și China, care încearcă să fie o provocare la influența, valorile și bunăstarea Americii. Vom încerca să construim un parteneriat măreț cu acestea și cu alte țări, dar într-o manieră care să protejeze întotdeauna interesul nostru național. De exemplu, ieri am primit un telefon de la președintele rus Putin, care a mulțumit țării noastre pentru informațiile puse la dispoziție de CIA legate de un atac terorist major plănuit la Sankt Petersburg, unde mulți oameni, probabil mii, ar fi putut au reușit să-i prindă pe acești teroriști înainte de eveniment, fără pierdere de vieți omenești. Și ăsta este un lucru mare, și așa trebuie să funcționeze. În vreme însă ce vom căuta ocazii de colaborare, ne vom apăra pe noi înșine și ne vom apăra țara așa cum n-am făcut-o niciodată până acum. Thank you.